Vă salut, băieți, eu sunt Cristi, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi fac ceva cu totul diferit, suntem pe un teren de fotbal, Sorinel afară, în sfârșit vreme bună, deși este ianuarie. Sper să mai țină vremea asta bună, pentru că dacă o să mai țină, mai facem chiar și iarna asta câteva clipuri de fotbal, deci dați acolo like. Vom face măcar 1500 de like-uri acest clip. Și astăzi vom face portar profesionist cu mănuși ieftine versus portar amator. Adică eu, cu mănuși scumpe, am aceste mănuși Adidas Predator care sunt aproximativ 500 de lei. Bineînțeles, eu o să fiu portarul ăla amator, cel mai slab, știți voi. Iar portarul profesionist de astăzi, zic așa, este Mario. Este deja în poartă, el are mănușile mai ieftine. Wow. Tot de mine, Mihai, te salut. O să mă așa acolo, să dăm la poartă, este cel mai bun de aici, bineînțeles, și Mario, portarul, mergi pe mine, frate, în spate pe GRS canalul în descriere. Deci, prima oară o să stea Mario în poartă și o să poarte aceste mănuși, dar o să vă și prezint, să zic așa, nițel mănușile. Nu prea au grip, să zic așa, arată bine ca design, deci măcar designul este reușit, au niște culori vesele, nu știu, dar calitatea lor, bineînțeles, la 30 de lei, n-ai ce să cer foarte multe. Și aici avem mănușile mai scumpe, vă am prezentat și mai devreme cele Adidas. Că se observă la ele că au niște oarecare zinci, care în primul rând de design sunt foarte mișto, iar partea cealaltă cu care aperi cu siguranță are mult mai mult grip și se cunoaște. Eu le voi purta pe acestea, care sunt și în ton cu tricoul meu. Nu o să vă promit prea multe, pentru că eu probabil sunt portarul amator. Să zic așa, am făcut 2 luni de fotbal ca portar, dar nu se pune mare, a jucat mult mai mult. Și o să vedeți și ce poate o să aibă, pentru că sunt sigur că o să apere bine, chiar și cu mănușile astea ieftine. Să zic așa, prețul meu versus prețul lui Mario ca portar. Hai să-i dăm drumul, băieți! Bine! Ce intervenție, Mario, și ce șut frumos! Asta, băieți, e direct în vincul. Oh! Pentru ponjonul ăsta chiar merită acolo un like, Mario. Da, mă! În sfârșit una ca lumea fără să aibă ce face Mario. Bine! Încă una foarte, foarte bună. Acum intru eu, băieți, în poartă. Dădorul și-am aici în acțiune. M-am echipat. Și băieți, am niște intervenții bombă. Hai! Nu știu dacă are rost să zic că eu sunt un pinguin în momentul de față. Dați acolo like în continuare. Wow! Din prima așa. Primul gol? Da. Ai spus că te arunci, nu? Griful ăla nebun, nu? Stop! Da, terenul ăsta este un teren de calitate îndoielnic. Îndoielnică. Mamă! Cum le refaci? Băi, dacă n-ați dat like până acum, nu știu ce faceți.
N-a fost, n-a fost, nu. Păi unde-i vara aici? Maoleu! Nimic neapărat! Și cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Mersi Mihai, mersi Mario că ați venit. Până vin detalii. Am tras foarte bine la poartă de asemenea. Da. Și cam asta a fost clipul nostru, sper că v-a plăcut. Mersi Mario și Mihai că ați venit. Bine. Sper că v-a plăcut clipul, băieții. Ăsta am fost eu, alături de Mihai și de Mare. Mersi frumos că ați venit. Am tras de asemenea și foarte bine la poartă, la conștii execuții. Senzațional de Liga 1, cel puțin. Mario, ia-ți o părere despre mănușile ieftine. Nici bune, nici proaste, dar nu le-aș lua. Băi, pentru 30 de lei, pentru cei buget foarte mic, cred că sunt decente. Eu cel care am purtat mănușile mai scumpe, vă zic sincer, se merită și se observă calitatea. Cam asta a fost clipul, dați acolo like și abonați-vă, Instagramurile lor în descriere. Mersi pe ce știți că ai venit. Asta am fost o critică și m-am dus, pa!